Fie rău, coxule. Deci deschide coc jobenul. Deci să mă bată mama dacă nu urăsc prelata asta. Cred că nu este ceva să urăsc mai tare decât prelata asta. O să-ți rost așa unghiile, am mai ascult muzică, mai bei cafea. Mi-am dat o coajă de aia de iuvec, o 3 tone jumate. Cine zici că am plecat fără să iau marfa? Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou coc de viața mea. În vlogul de astăzi vreau să vă spun că suntem pe tigaie. Stai să ridic geamul, dar să pot să zbier un pic, că zicea prin depozit, băi, zicea prin depozit. Și zic că să zbier un pic către cameră, să mă fac mult mai explicit în ceea ce am nevoie să spun. Vreau să vă spun că ultima oară când am fost pe tigaie, ce am făcut? Am greșit buzunarul rău de tot. Mi-au dat băieți ăștia, vine cu time și ăsta la mine și spune: bă, coxule, viața mea, asta faci, te duci, descarci și încarci, descarci și încarci, și încarci și încarci. Și spune: ai mare grijă să te duci la adresa de livrare, nu la adresa clientului. Că am avut un șofer acum o săptămână, 2-3 zile, care s-a dus la Birmingham să ducă la partea aia. Bă, zic, bun, bă, mamă, ce șofer. A greșit adresa, zic, lasă, bă, că eu sunt bun. Mi-a explicat omul: băbește. Bă, băbește, ce înseamnă aia băbește? Băbește, asta o duci colo, făcut cu pixul pe ea. Asta o duci colo, făcut cu pixul pe ea. Asta o iei de acolo, făcut cu pixul pe ea. Vezi că acolo descarci și ușe în ușe, cu aia încarci o singură piesă. Bă, eu când am ajuns acolo, bă, viața mea, ce-am făcut? Am luat o, am descărcat o piesă, nu, am luat-o, nu, la încărcare erau două încărcări în același loc, dar erau firme diferite, cam la același gang. Am luat o piesă de la ăla, după aia iau piesă, pun, mă duc în mașină, bag postcodul, tot același postcod. Tot același postcod. Nu m-am uitat pe nume de firmă să văd ce nume de firmă mai are la ce nume de firmă. Și, bă, viața mea, am plecat de acolo, eu căutam ceva, eu știam că trebuie să fac ceva, dar nu știam ce. Să-mi pun eu GPS-ul până un alta, că aia trebuia să fac eu. Și bă, man, mă duc la băiatul ăla de unde am luat o piesă. Acolo ce făcea? Era vopsitorie. Și avea o piesă la vopsit acolo, băieții. Iau piesa aia și mă duc a doua oară la el cu alt document. Bă, la s-a uitat la documentul ăla cabroasca la proța. Am mai verificat el prin depozit, am mai verificat și mai verific o dată. Bă, el verificat, eu am, el a verificat, eu n-am verificat nimic, vă spun drept. Am crezut că e la el. Verifică el, vine, el spune: nu avem nimic. Trebuie să bag și auxiliarul cu alea așa. Mă pun și de o melodie. Nu e nimic, spune el. Mamă, că n-am auzit că nu e nimic, a, gata, am plecat acasă. Mi-am făcut treaba, m-am dus la următorul client, acolo aveam de ridicat. N-am știut ce ridic. La fel că în șoferia asta nu știu nimic în ce fac și chiar îmi cer scuze pentru vlogul. Că vlogul de ieri a fost o catastrofă, având în vedere că probabil l-ați văzut, am fost obosit rău de tot, băie, Boris de la bere. Aici fiind o paranteză foarte scurtă, am încărcat acolo, ajung aici, bă, viața mea, spun că ăsta navură, navură. Când vine bătrânul ăsta, că bătrânul ăsta se ocupă aici, când vine și spune: păi e firmă diferit. Ce zici că am plecat fără să iau marfa de acolo? Mi-a dat o coajă de aia de iuvec, 3 tone jumate. Am dat ea ca să urc în pungă, m-am dus repede acolo și m-a rugat ca să vezi. M-a rugat să mă duc acolo. Băi, pe aici verificai toate astea, bă, light, verificai lumine, verificai indicatorii, o, uleiul, nu m-am apucat să verific cu eu uleiul, mă, vedeți-vă de treabă. Dacă îmi dăm bor bine, dacă nu, nu stau să-mi bag cap. Equipment, am de toate, trebuie să-mi vezi ceva pe aici. Nu, de, comentarii nu am, nu comentez la nimeni în viața mea, da, băi. Așa. Să vedem unde mergem în primul loc. Și bă, viața mea, du-te aleargă cu Iveco încolo, du-te încolo, du-te încolo. Și ia încărcarea aia, bă, fra. Plus că ăla de unde am luat ultima încărcare, ce s-a întâmplat cu el? Ăla, man, ăla acolo eu m-am scoat, le zic, ori știe ce să încarcă ea, știi? Mi-am pus și mi-am pus acolo și am plecat. Când ajung aici, pe trebuia să mai pun. Vă zic, bă, man, uite, customer address, să întâmplă la customer address, la Oldham, ne mergem prima oară, trebuia să mai fi fost pe aici, Deci sunt în zona Manchester aici, Liverpool, avem 6 descărcări astăzi, stați cu like-ul pe mine, puterile de tot. Să vă arăt ce mai facem cu tigaia asta. 6 aici am fost, dar nu la același postcod. J, G. Nu la același postcod, am fost în zona asta, nu la același postcod. E precis, nu la aceeași firmă. Merge într-un gang aceea. Prima descărcare o avem în 50 de km. Mă pus să inclusiv să pun prelata, ca să că... Dacă ai metal în remorcă, pune prelata, viața mea. Bun, o pun. Acum să mă dau jos și să mă leg cu prelata aia de gât. Cardul, băgai, sunt pe ciocanele. Mă leg cu prelata aia de gât să vedem ce fac cu ea și să revenim cu un update puternic. Vreau să-mi cer scuze în primul și în al doilea rând pentru vlogul de ieri, care a fost o catastrofă din cauza faptului că jobul ăla e boring, mă, să mergi 300 și ceva de kilometri pe autostradă. O să zroz așa unghiile, am mai ascult muzică, mai bei cafea. E boring, nu pot sta un joburi de genul, nu știu. Sunt plictisitoare rău, mă, eu duc aceea pe biciușcă sau pe tigaie, mai precis, și mă dau jos, mă las o marfă, mai înțelegi, altfel de... Așa devine o monotonie doamna și o plictiseală mortală și pentru vlogul ăsta, pentru vlogul meu e damage total. Vă pup în cazul în care ați apăsat butonul de like și în cazul în care băgați și mie un follow pe Insta
și pe pagina de Facebook, noua pagină care o căutați cu Arond, Regele Șoferilor Împreunat. Mă duc să pun prelata și revin. Deci să mă bată mama dacă nu urăsc prelata asta. Cred că nu este ceva să urăsc mai tare decât prelata asta. Mama! Oh, maică sfântă! Da, mă, norocul cu tigăi cu tot. În sfârșit viața mea după 2 zile boring să mă bată mama. Închipuiți că stai 320 de km pe sens încolo, uite așa. Mai și star la 4 dimineața de 10 la 3. Și 300 pe sens încoace. Adică 300 încolo, 300 încoace, stai așa. Pe când, pe tigaie. Eu timpul am încurajat oamenii să facă ceea ce le place, pentru că atunci când faci ce îți place, nu simți că muncești. Este altceva. Pe când pe tigaie să mă bată mama 50 de km, dau paletul la greu din spate jos, mă dau jos, fac jos 50 de pași, umblu, intru, interacționez cu oameni, altceva e, altfel de viață e și mă declar mult mai happy pe tigaia asta decât pe dafuri la aia la bere. Să mă bată mama. Acolo singurul reason care îl pot găsi pentru care mă duc acolo sunt banii. În rest nimic. Camioanele sunt vai de mama lor. Vedeți voi că și angajatorii calculează în felul lor prețul pe care îl oferă, cred eu. Sau măcar influența, pentru că atunci, uite, când ai camioane numai ca băieții ăștia de la zi, ăștia sunt, mă? Nu. Bă, ăștia sunt tra, nu știu cum. Nu știu, nu știu. Când ai numai Scania, numai nave, numai modele noi, numai, înțelegi? Altfel tinzi tu să crezi că atragi șoferii și oricum altfel îi atragi. Că oamenii sunt influențați în alegerile lor de frumusețea camioanelor și de chestii de genul. Acum eu revin cu un update puternic. Viața mea este ora 8:38. Asta a fost un star la 8 ca oamenii. Asta e viața, asta e trai. Ce n-aș da ca să le am, mai ales dacă aș avea 16 de pe oră pe 7 pe tigaie, nu m-aș de pe tir veci. Și oricum am alt vibe și altă stare de spirit atunci când mă trezesc la 8 și nu la 3. Mă bată mama. Hai, man, bagă-te. Respectul și omenia în trafic. Nici în trafic nu mi-am mâncat-o. Da, păi în viața reală, mă. Da, păi în viața reală. Uite cum pacea. Cum îmi dă cu pace. Eu merg mai tare. Pe mine mă ia zi. Pe mine îmi spune GPS-ul că merg peste 90 de km la oră. Uite, vezi? Când îți dă cu roșu GPS-ul, tu real life, practic mergi peste 90 de km la oră. Merg undeva la 91-92, am eu impresia. Așa că nu stă nimic în față cu tigaia alb-blu, am decât două linii și după aia urmează roșu. Putem să alimentăm numai de la Sainsbury. Așa că suntem pe aici prin oraș. Dacă nu, eventual căutăm un Sainsbury, intrăm cu tigaia și o alimentăm. Astăzi avem 6 descărcări, stați cu like-ul pe mine că revin cu update puternic. GoPro, stop recording. Mândru la tine, uscă, să carnea pe mine, mor. Nana, hai să vă arăt ce am pujetut, să fiți atenți aici. Bă, dar ăștia închiseră poarta să mă bată mama. Fii atent, mă văzură că veni aici și închiseră poarta. Bă, nu știu ce să ne duci la cap. Deci deschide coc jobenul. Fii atent aici. Deschide coc jobenul. Na 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 na, deschide coc jobenul. Na 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 na. Bă, nu desfac tot, bă, viața mea, că n-are niciun rost. Scot de aici așa asta o dată. Scot ăsta. Scot ăsta. Am răcit la o vară să mă bată cucu, dacă nu. Băi, găsi pe ăștia cam greu. Uite, bă, aici și aripa asta face figură aici. Coxule. Ce e aici? Ce e aici, bă? Bă, eu aici trebuie să apăs pe aripa ca să pot scot ăsta, că nu pot. Are o raipa? Mâine, bă, că n-ai ce să faci cu numai una. Așa. Așa. Să facem jobenul. Bă, eu aș strânge asta, bă. Că numai mă enervez să descarc de fiecare dată să... Să dau asta jos, o ridic, să o pun înapoi. Poate pic în cap, aceea în cameră, să vezi picaj. Ce balans are tigaia? Ia. Ia uite ce balans are tigaia. Lasă așa, bă, cu prelată. Să nu știe lumea ce am în poșetuță. Deci paletul să-l dăm jos aici, viețile mele. Puternic. Bine, care va imediat.
Dădu-i mai așa ca să știi casa aia. Deci asta îți carcă o tigaie. Bă, joburile pe tigaie sunt bune, că nu te doare mintea. Știi? Dacă zic că nu o să fie prea mult de așteptat, eu sunt pregătit. Sunt pregătit pentru orice să mă abată, cucu. Ha? Fii rău, coxule. Lasă aici mănușile. Așa. Mă urc în tigaie. Și acum, când te urci în tigaie, viața mea, te zic cont de anumite chestii. Se urla tupeu. Acum, asta e prima descărcare. Așa. Știi? Scărcarea numărul 2. Harley Fox. Nici nu puteai să... Nici nu aveai cum să ghicești, adică n-ai cum. HD 6. Bun. 1 Q F. Căută repede firma asta, ne ducă inclusiv rapid acolo, avem 30 de km până la următoare. Hai că astăzi așa facem. Așa facem azi. Firma se numește în felul următor. Blind BLIND FASFION Blind Fashion HD 6 1 Q F 17.000. Gata. Băgăm aici în istoric, cu două clicuri suntem acolo. Revenim cu update puternic, viața mea, pentru că aici se va descărca tot la fel de puternic ca de obicei. Semneze băieți actele, stăm așa o leacă de zice. Gata, fra, venire și luarea marfa. Acum, am pus răscheletul ăsta, mă, man, care tur. Aici au contract precis, știi? Și în schelet din asta le aduc ce marfa. Fuzești pe aici bineuntru. Aici este vorba despre strung. Strung așa cum face Daniel. Din ce am văzut eu și am vorbit cu Daniel pe cameră, cam același lucru. Sunt anumiți boși care au camerelor separate și restul e la comun. Dar e vorba despre un strung, cred că în aluminiu. Nu știu în ce lucrează Daniel. Probabil face și piese din aluminiu, habar n-am. Se și aude strungul de aici dacă ascultați bine cum face. Mai făcut și o postare pe Facebook și vreau să spun ceva de genul. Tot timpul am încurajat oamenii să facă ceea ce lor le place, man. Pentru că doar atunci nu simți că muncești. De exemplu, boringul ăla care le iau la bere se revanșează astăzi când bag tigaie. La tigaie, uite, pac, frumos, te dai jos, mai pui mâna, măi, simți că trăiești pe tigaie. Hai, că acum de multe ori fac eu anumite chestii pentru rating, hai altceva, hai pentru rating, altfel nu se uită nimeni la mine, altfel nu se uită nimeni, bă, viața. Mal, haide, uite cum ar fi, bat-o norocul de tigaie, nu mă mai duc pe tigaie în viața mea. Și asta o pui la capăt. Bă, acum pun pe asta. Pun pe asta aici în front. Calci în picioare. Așa. Nu știu descărcare, am numărul 2, dar eu nu mai pun prelată. Că mă ia mintea cu prelata, mă. Ce ai? Ușor să nu-mi pici gât. Să-mi rup gâtul. Așa. Hai să mergem. Hai să mergem, că e jale. Deci, recapitulare. Livrare făcută cu succes. Cazul în care v-a plăcut acest tigaie vlog viața mea. Începuse suflu.
Nu uitați să pigeți un like puternic în el. Aaa, zic bă frunge. Și ne vedem mâine dimineață la... Ne vedem mâine dimineață la un nou Tigaie Vlog, viețile mele. Cu like puternic și mai mare pace. Aveți trupurile voastre, uitați să faceți mie un follow pe pagina de Facebook Adrian Cox, care o găsiți cel mai ușor cu Arond, regele șoferilor. Bun. Și o follow la mine pe Insta. Bun, asta fiind spuse, eu mă întorc aici cu Tigaia puternic, după care plec către următoarea încercare, care la 38 de km. Ne vedem mâine dimineața la ora 5. GoPro, stop recording!